Salutare acvariști și acvariste! Absența mea din acest weekend a devenit sursă de inspirație pentru un episod și anume azi voi vorbi despre pastilele Sera Holiday, pastile destinate hrănirii peștilor atunci când nu suntem acasă și dacă nu avem nici dozator de mâncare. Ce fac aceste pastile, cel puțin după spusele producătorului, este că se descompun foarte încet și atunci peștii noștri au mâncare pentru câteva zile. Acum că v-am făcut introducerea, haideți să vedem ce scrie pe ambalajul produsului. Zice hrană de pești pentru weekend și vacanțe. Pentru acvariile de comunitate, încerc să citesc, literele sunt foarte mici, nu am înțeles de ce s-a folosit un fond atât de mic. Sera Holiday este o hrană concentrată de calitate pentru peștii de acvariu. Noua tehnologie de fabricație Sera folosită la producerea acestor tablete multistratificate asigură peștilor o sursă constantă de hrană bogată în proteine, chiar și când lipsiți mai mult de acasă. Instrucțiuni de administrare. O tabletă este suficientă timp de o săptămână într-un acvariu de circa 80 de litri. Nu administrați peștilor care se hrănesc la suprafață sau pentru peștii care nu acceptă hrană uscată. Ingrediente. Caseină, făină de pește, făină de scoici, făină de arin și colorant oxid de fier. Compoziție garantată, proteină brută minim 71,1%, lipide brute minim 10,2%, fibră brută maxim 5,2%, umiditate maxim 10,8%, cenușă brută maxim 2%. A se păstra la întuneric și la rece, închideți bine cutia după fiecare folosire. Nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor de casă. Cu câteva zile înainte de plecare în vacanță sau concediu, puneți o pastilă de Sera Holiday pe fundul acvariului pentru a obișnui peștii să consume acest tip de hrană. În ziua plecării, hrăniți peștii normal cu hrana lor obișnuită și puneți numărul corect de pastile de Sera Holiday pe substrat într-o zonă accesibilă peștilor. Peștii vor începe să consume din tablete după circa 24 de ore. Tabletele își păstrează prospețimea în apă timp de 7 zile. Faceți o schimbare parțială de apă cu câteva zile înainte de plecare și verificați că toți parametrii apei să fie în regulă. Și cu acest lucru nu pot decât să fiu de acord. Știți bine cât de mult am insistat până acum pe verificarea parametrilor apei. Zice, pentru 8-16 pești, într-un acvariu de 60-100 de litri, adică unul ca acesta, numărul de zile în care lipsiți de acasă, să zicem la 3 zile, zice număr de pastile ce trebuie folosite 0,5. Însă cred că cea mai mare parte o consumă mercii și creveții, după cum vedeți și în această înregistrare. Deci asta ar fi Sera Holiday, băgați pastila și timp de câteva zile peștii au ce mânca. Eu zic să nu cumva să vă treacă prin minte să folosiți aceste pastile ca și mâncare cotidiană, în sensul că de fiecare dată le dați din ăsta, indiferent că lipsiți de acasă sau nu. Nu sunt deloc convins că este o mâncare destinată acestui tip de hrănire. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.